oamenilor interesați de fenomenul politic astăzi. Se rupe USL-ul? Nu. Vreți răspunsul scurt sau lung? Nu. Ar fi bun și un răspuns lung. Este o perioadă de criză și acum au mai fost și altele. Eu, și ca prim-ministru, și ca președinte al Partidului Social Democrat, îmi doresc categoric ca USL-ul să rămână unit și ca guvernul să rămână cu sprijinul USL-ului, din următoarele considerente. În primul rând, în 2012 așa am candidat și e vorba aici de respectarea votului covârșitor pe care l-am obținut și la alegerile locale și la alegerile generale. În al doilea rând, 2013 a fost un an foarte bun din punct de vedere economic, dar ca 2014 să păstreze acest trend, trebuie să avem stabilitate politică. Și în al treilea rând, pentru că evident orice prim-ministru își dorește o majoritate cât mai solidă și cât mai stabilă. Domnul Iohannis este de acord cu dumneavoastră că este criză în interiorul USR, dar spune și mai mult, vă cere să alegeți între PNL și PC. E o cerere incorrectă, pentru că Uniunea Social-Liberală înseamnă în egală măsură toate cele patru partide care au stat la baza formării și au candidat împreună, și anume PSD, PNL, PC și UNPR. Domnul Iohannis nu știe lucrul ăsta pentru că în 2012 domnia s-a candidat contra USL-ului și noi am câștigat la Consiliul Județean. Dar ideea este următoarea. Toate cele patru partide au drepturi egale în Uniunea Social-Liberală, chiar dacă dimensiunile noastre politice sunt diferite. Pentru că evident că PSD-ul e un partid mai puternic, cu mai mulți alegători și mai mulți reprezentanți decât PNL-ul, de exemplu. PNL-ul de categoric este un partid mai puternic decât PC și UNPR. Dar dacă facem atunci diferențierea, în niciun caz poate fi în favoarea PSD-ului, că e cel mai mare partid, dar împotriva ideii de USL. Deci nu se pune problema eu sau el, se pune problema că USL înseamnă toate cele patru partide și atunci când spun că vreau să păstrăm USL-ul, mă refer la USL cu toți patru. Dumneavoastră aveți o poziție fermă, domnul Iohannis, ca reprezentant al PNL-ului, pare să aibă și dânsul o poziție fermă. Cum ieșim din blocajul acesta? Simplu, eu discut cu domnul Antonescu. Înțeles. Domnul Iohannis, vedeți, are poziții ca și domnul Dragnea. Deci dacă nivelul 2 din partidele noastre e mai războinic, cred că greșesc amândoi. Și domnul Iohannis și domnul Dragnea fiind atât de războinici. Și cred că înțelepciunea și responsabilitatea celor care am format USL-ul în urmă cu 3 ani și care ne-am asumat în primul rând în fața oamenilor principiile USL, trebuie să învingă. Greșește și domnul Sârbu, care spune că o majoritate eventuală USD ar putea da pe domnul Antonescu, da, în funcția de... Da, pentru că noi PSD-ul întotdeauna și-a respectat angajamentele. Funcția de președinte al Senatului aparține Alianței de Centru-Dreapta, PNL-PC, și nu, PSD-ul nu va lua niciodată o funcție care nu îi aparține în mod legitim. Da, cred că a fost doar un răspuns la o anumită tensiune și pot să vă spun că nu, PSD nu ia niciodată nicio funcție care nu îi aparține. Domnule prim-ministru, există voci care spun că PNL-ul încearcă să forțeze ieșirea de la guvernare pentru a avea o imagine mai bună. În această situație, dacă acest scenariu se adeverește, cine va candida la președinție din partea USD-ului sau PSD-ului, dumneavoastră, sau aveți alte variante în vedere? În primul rând, eu sunt convins că majoritatea colegilor liberali, și vorbesc de majoritatea responsabilă și aceea muncitoare, vrea să rămână la guvernare, nu pentru că e vorba de putere, ci pentru că au participat, am fost în opoziție împreună, e normal să fim împreună la guvernare. Calculul acesta, cum e mai bine pentru candidatul prezidențial, este un calcul pe care îl face doar domnul Antonescu pentru că domnia sa candidează. Eu nu-l fac pentru că nu candidez. Și atunci toate deciziile mele nu se fac în funcție de interesul scorului din noiembrie, ci se fac din responsabilitatea pe care o am ca prim-ministru de 2 ani și pe care intenționez să o am în perioada următoare, aceea de a guverna România
cu problemele ei nu din fiecare zi sau din fiecare oră, ci aproape din fiecare minut. Pentru că în fiecare minut se întâmplă ceva la un spital, la un drum, la o negociere cu femeiul, la armată, la poliție, care ține de guvern. Și atunci responsabilitatea mea și a tuturor colegilor mei miniștri, și aici am numai cuvinte de laudă despre toți miniștrii, indiferent de partidul pe care reprezintă, și liberali, și conservatori, și UNPR, este uriașă și este non-stop. Noi nu suntem la fără frecvență, la putere. Noi suntem în fiecare zi și în fiecare oră și atunci, evident, și așteptările sunt de la noi. Calculele pentru prezidențiale, repet, le face domnul Antonescu, normal, candidat. Eu nu le fac. Deci înțeleg că în niciun scenariu nu veți candida în 2012, în 2014? Să înțelegeți că nu 99%, ci 100% din energia mea în acest moment este canalizată pentru a conduce cu bine guvernul României. Revenind la această problemă cu vicepremierii, da. Ați mai discutat cu reprezentanții PC, eventual cu domnul Daniel Constantin, ar fi dânsii dispus să renunțe de dragul stabilității la această funcție de vicepremier? Nu, dar nu e propunerea lor, vreau să fie foarte clar. Propunerea restructurării guvernului a aparținut domnului Antonescu, pentru ca domnul Iohannis să poată fi și ministru de interne și viceprim-ministru coordonator al ministerilor economice, deci practic o altă poziție a guvernului, iar eu am spus că sunt de acord că e un lucru bun să-l avem pe domnul Iohannis și ca ministru de interne și ca viceprim-ministru, dar că atunci, evident, pe baza experienței de aproape 2 ani de funcționare a guvernului, vreau să folosim momentul în care cerem votul colegilor noștri parlamentari pentru a așeza guvernul pe niște poziții care să ne asigure în 2014 stabilitate și responsabilitate. Când ne înțelegem, toți patru, că aici nu putem ne înțelegem doar PSD cu PNL, sau trebuie să fim de acord toți patru. Când ne înțelegem toți patru, atunci e foarte clar că mergem în Parlament și cerem votul colegilor noștri. O întrebare tehnică. Domnul Chițoiu, domnul Gerea, știu că au demisionat. Domnul Băsescu a spus că situația este oarecum ilegală pentru că nu ați trimis propuneri de interimar și că în felul acesta se creează o instabilitate politică. Nu, cred că declarația domnului președinte Băsescu este o declarație pur politică. Nu cred că nu cunoaște legea și Constituția. Legea spune foarte clar că mandatul unui ministru încetează la momentul publicării în Monitor Oficial a decretului de revocare. Ori nu există niciun asemenea decret. Deci legal, evident că toți acești miniștri sunt în funcție, merg la servici, semnează documente, reprezintă România, până la momentul la care se va, pe baza propunerii mele, se va emite decretul. Repet, domnul președinte, nu cred că nu știe asta, că totuși e președinte de 9 ani, ceva o fi învățat în anii ăștia. Cred că a fost o declarație pur politică, iar atacul domnului Băsescu împotriva unor miniștri ai guvernului, din partea mea cel puțin, naște imediat solidaritate. Eu când văd un ministru atacat de domnul Băsescu, primul gând e să-l apăr, că înseamnă că își face bine treaba, nu să-l schimb. Deci a fost un atac pur politic, legal lucrurile sunt absolut clare, nu s-a emis decret de revocare din funcție, cei trei sunt miniștri în continuare. Legat de miniștri... O secundă, singura funcție care este vacantă, pentru că s-a emis decretul de revocare din funcție, este cea de ministru de interne, domnul Stroie, ori acolo, pe o perioadă de 45 de zile, de asemenea există decret prezidențial, prin care domnul Oprea exercită până la expirarea termenului de 45 de zile funcția de ministru de interne. Deci, practic, în acest moment, guvernul României funcționează cu absolut toate ministerele acoperite legal. Legat de miniștrii care își fac bine treaba, ați vorbit de mai multe ori în termen pozitiv despre domnul ministru Chițoiu. Vreau să vă întreb dacă vi se pare o pierdere pentru guvern, dacă ar fi fost după dumneavoastră, l-ați mai păstrat? Categoric, da. Pentru că în mandatul domnului Chițoiu de ministru de finanțe și viceprim-ministru, România a încheiat cu bine un acord cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană și a încheiat un nou acord. Și tot în mandatul domniei sale, România, cred că zilele acestea se anunță
are a treia creștere economică din Europa, cea mai mică inflație din ultimii 25 de ani și cel mai mare nivel al investițiilor străine directe de după 2008. Ce poți să spui despre un ministru de finanțe care are asemenea rezultate? Am înțeles decizia politică și e, până la urmă este responsabilitatea Partidului Național Liberal care l-a propus de asemenea să îl retragă. Dacă mă întrebați însă despre activitatea ca ministru, acestea sunt datele. Sunt alte situații și mai clare. De exemplu, domnul ministru Gerea este de foarte a fost foarte puțin timp în funcție. Nici n-a apucat să facă ceva rău, ca să spun așa. De aceea, sigur, decizia e politică și o înțeleg. Referitor la domnul ministru Nicolaescu, merge de la sănătate la finanțe, dar mă bucur că la sănătate vine o persoană care cunoaște domeniul și care știe ce am făcut de un an și jumătate, domnul Bușoi, ca președinte al casei, deci care nu va învăța acum ce probleme are sănătatea, ci le preia din mers. Altfel n-aș fi acceptat o schimbare la sănătate, pentru că sănătatea, ca și educația, sunt două domenii atât de importante și atât de complicate, încât să pui pe cineva care să o ia de la zero ar fi o mare greșeală guvernamentală. Dar prin venirea domnului Bușoi vine cineva care știe deja foarte bine chiar stadiul actual al sistemului de sănătate și ce trebuie făcut. Spuneți că înțelegeți decizia politică a PNL-ului de a schimba anumiți miniștri, dar dincolo de aceste schimbări au mai existat și demisii pe diverse motive ale unor miniștri liberali. Toate acestea vi se par a genera instabilitate? Sunt un factor de instabilitate? Eu, dacă dumneavoastră căutați în arhive, în prima mea întâlnire din, cred că 1 mai 2012, cu cei pe care i-am propus atunci miniștrii, le-am spus un lucru, că vin într-o poziție extrem de dificilă, în orice momente să fii ministru e dificil, dar în mod special acum, când vor fi țintele predilecte ale domnului președinte Băsescu și ale regimului său. Aici vorbesc de presă, de susținători politici. Așa încât toți și-au asumat, dacă vreți, faptul că vor fi ținte. De aceea acest guvern, din păcate, a pierdut pe drum miniștrii care altfel își făceau treaba bine, dar care au fost ajunși din urmă, cum e cazul domnului Fenechiu, de ceva ce s-a întâmplat în urmă cu 12 ani, cred. Sau alte situații de acest gen. Și eu mi-am asumat acest risc. După ce am devenit prim-ministru, am aflat că am făcut o groază de lucruri rele în copilărie, în tinerețe. Asta înseamnă să fii adversarul domnului Băsescu și cine nu rezistă, trebuie să iasă din luptă. Înțeleg că aceste demisii care au apărut pe parcurs au ca și cauză intervenția domnului Băsescu? Nu, depinde. De la caz la caz. Nu, nici vorba de așa ceva. Eu vorbesc ca o atmosferă generală. Noi vom încheia o bătălie importantă a Uniunii Sociale Liberale în luna noiembrie, odată cu alegerile prezidențiale. Și până atunci, funcțiile publice, în special cele din guvern, sunt evident cele mai atacate de către președinte. Am văzut că președintele atacă toți miniștrii, ministrul justiției, ministrii, spune ce miniștrii trebuie schimbați din guvern. E o situație extrem de tensionată până la urmă, dar eu rezist fără probleme la ea. Dincolo de asta, domnul Băsescu, știți acea declarație, a spus că dacă se modifică acciza pe carburanți, are în vedere să scoată oamenii în stradă. Cum vedeți această afirmație? Nu cunosc în acest moment în lume un alt caz al unui președinte aflat în funcție care îndeamnă la tulburări sociale, cu excepția președintelui Egiptului, domnul Morsi, care știți bine, în fața unei lovituri politice, a cerut oamenilor să iasă să-l apere. Domnul Băsescu sper că nu se inspiră de la Mohamed Morsi. Este un gest de irresponsabilitate, din fericire, cu excepția doamnei Udrea și a câtorva susținători, nu l-a luat nimeni în serios. Tot dânsul a atacat și măsura guvernului privind înjumătățirea ratelor la bancă pentru anumite categorii de persoane. Vorbește despre electorat, la fel și adversarii politici de dumneavoastră din opoziție.
Haideți să lămurim lucrul acesta. Această măsură a fost inițiată de către guvern, dar a fost discutată înainte de a fi anunțată public cu Banca Națională a României, cu sistemul bancar privat, cu Comisia, reprezentanții Comisiei Europene și ai Fondului Monetar Internațional, pentru a fi propusă după aceea într-o formă care să însemne pe de o parte efecte economice clare, creșterea consumului, reducerea creditelor neperformante, deci să reprezinte un pachet pozitiv pentru dezvoltarea României. Deci pe de o parte sunt miniștri economici, specialiștii noștri guvernamentali, Banca Națională, FMI, Comisia Europeană, am văzut că și în Financial Times a apărut o susținere a domnului Voinea și cei de acolo nu publică decât dacă are sens ceva. Deci astea le-am de partea măsurii. În partea cealaltă l-am pe domnul președinte Băsescu, care și-a demonstrat incompetența crasă în problemele economice în 2009, 2010, 2011, când practic domnia sa, prin intermediul primului ministru Boc, a condus economia României și când a adus-o realmente în prăpastie. Pe cine? Eu pe cine să mă bazez? Vă spun de pe acum. Mă bazez pe ministrul Voinea, pe ministrul Chițoiu, pe Banca Națională, pe FMI, pe Comisia Europeană, iar cred totuși că domnul președinte Băsescu nu are nici pregătirea, nici background-ul din anii 2009-2011 care să mă facă să am încredere în sfaturile economice ale domniei sale. O întrebare despre șichierul politic românesc, despre modul în care este acoperit în acest moment. E clar că pe stânga sunteți dumneavoastră Partidul Social Democrat. Pe dreapta... Hai să zicem pe centru. Centru-stânga, da, zicem, categoric, da. Centru-stânga este unit sub forma Uniunii Social-Democrate, pentru că Partidul Conservator este mult mai spre centru, ca și PSD-ul de altfel, dar în PSD și în UNPR sunt oameni de stânga clasici, ca să zic așa. Deci centru-stânga este acoperit și unificat, slavă Domnului. Cum vedeți partea de dreapta în contextul în care PNR-ul își arogă această zonă ideologică, iar în ultima perioadă a început să se manifeste și Mișcarea Populară? Dincolo de faptul că mai există PDR, mai există Forța Civică. Bun. Eu văd pe partea de centru-dreapta, în primul rând, lideri care au trăit întotdeauna din banii de la stat. N-au plătit în viața lor un salariu, n-au făcut niciodată o afacere privată, n-au pierdut bani, n-au făcut profit, au lucrat chiar mai mult decât noi cei de centru-stânga, numai la stat. Dacă îmi permiteți, în această definiție, l-ați putea include și pe domnul Antonescu. Vorbesc de toți cei de dreapta. Da, da, da. E greu să vorbești de dreapta dacă totdeauna ai lucrat la stat. Să fii credibil pe această zonă. În al doilea rând, văd o bătălie, în primul rând, de orgolii. Dacă întrebați ce și cum se diferențiază la nivel de ideologie, noi avem niște lucruri foarte clare pe partea de centru-stânga și de aceea ne-am și identificat. Pe partea de centru-dreapta, dacă întrebați care sunt ideile pentru care există această fărâmițare, nu știe nimeni să vă răspundă. Sunt probleme, în primul rând, de orgolii personale. În al treilea rând, ideea de dreapta în România a fost, dacă vreți, compromisă pe termen lung, printr-o impostură. Și anume, domnul Băsescu și Partidul Democrat din Internaționala Socialistă a trecut pe dreapta. Ori, până nu se rezolvă această impostură, nu cred că va fi clar și liniște pe partea de centru-dreapta. Dacă se va ajunge în Parlament cu schimbarea structurii guvernului, PSD-ul are de gând să schimbe niște titulari de ministere? De la PSD? De la PSD? Nu. Și de la USD, că acum pot să vorbesc în numele USD-ului, sunt unul dintre cei trei reprezentanți ai USD-ului și îmi tratez partenerii cu tot respectul, dar din câte știu, UNPR, PC, ca și PSD, nu intenționează să schimbe miniștrii. Singurul ministru care la un moment dat va pleca din guvern deoarece candidează la Parlamentul European și în mod sigur va fi și ales, este domnul ministru Nica, care însă din 2012 mi-a spus că intră în guvern, dar vrea în 2014 să meargă la Parlamentul European. Alte schimbări nu. Cu DMR-ul ați mai avut contacte politice în ultima vreme? Da. Vedeți ca pe niște potențiali parteneri? Ei sunt partenerii instituționali.
ai noștri în Parlament, chiar dacă sunt în opoziție, pe tot ceea ce ține de, dacă vreți, de drepturile minorităților și de pacea socială. Pentru mine e foarte important ca în România să nu mai existe tensiuni reale între minoritate și majoritate. UDMR este singurul reprezentant legitim al minorității maghiare, pentru că așa au votat maghiarii. Nu noi românii am decis, ei au decis ca UDMR să fie reprezentantul lor în Parlament. Și din acest punct de vedere, pentru mine, chiar dacă ei sunt în opoziție, ei, în mod obligatoriu, cât sunt eu prim-ministru, trebuie să fie un partener pentru tot ceea ce ține de drepturile minorităților și de pacea socială de care România are nevoie. Știu că astăzi ați avut o întâlnire cu membrii Asociației Foștilor Deținuți Politici. Ce ați discutat și care au fost concluziile acestei întâlniri? Prima concluzie este aceea că viața de zi cu zi ne împiedică să ne aducem aminte de lucrurile importante din trecutul țării noastre. Evident că după 1989, situația celor care au petrecut ani mulți și grei în închisorile comuniste nu a fost niciodată o prioritate și că tratamentul, în primul rând simbolic și de respect acordat acestor oameni, a fost total nesatisfăcător. Am discutat cu ei despre un proiect comun prin care statul român să-și asume obligațiile care revin din faptul că în urmă cu 60 de ani tot statul român a comis niște nedreptăți îngrozitoare. Să vedem în ce măsură reparațiile, în primul rând morale, pot și trebuie să fie făcute cât mai repede, după care partea materială de reparații, să încercăm să găsim o soluție și un calendar sustenabil și din punct de vedere financiar. Dar primul lucru de care au nevoie acești oameni este respect și să nu fie uitați și astăzi le-am transmis și în perioada următoare vreau ca prin acțiunile guvernului să le transmit acest respect pentru ceea ce au făcut ei pentru România. Ne putem aștepta la pedepsirea torționarilor care mai se află încă, care mai trăiesc? Există pârghiile legale pentru așa ceva? Pentru că lucrurile se tărăgânează. Am apreciat foarte mult și public demersul noului procuror general, domnul Nițu, care a reluat aceste cazuri. Aici însă e și meritul presei, care a readus aminte de acele lucruri și tot ceea ce are nevoie parchetul general și mai departe justiția din punct de vedere legislativ și ceea ce este constituțional, evident, pentru ca să se facă dreptate chiar foarte târziu, din partea mea și a guvernului au tot sprijinul.